Cel care în poezia Autoportret spune: nu sunt decât o pată de sânge care vorbește. Nichila Sănescu, cel care a știut să se bucure atât de mult de cele văzute, de cele nevăzute, dar mai ales de cele imaginate de el însuși. A șaptea elegie sau opțiunea către real. Trăiesc în numele frunzelor. Am nervuri. Schimb verdele pe galben și mă las pierit de toamnă. În numele pietrelor trăiesc și mă las cubic bătut în drumuri cu trei rate de repezi mașini. Trăiesc în numele merelor și am șase sânguri scuipați printre dinții tinerei fete, dusă cu gândul tot după leneșe dansuri de ebonită. În numele cărămizilor trăiesc cu brățări de mortar înțepenite la fiecare mână, în timp ce îmbrățișez un posibil gălbenuș al existențelor. Niciodată n-am să fiu sacru, mult prea mult am imaginația celorlalte forme concrete și nici n-am vreme din pricina asta să mă gândesc la propria mea viață. Iată, trăiesc în numele cailor, nechez, sar peste copaci retezați, trăiesc în numele păsărilor, dar mai ales în numele zborului. Cred că am aripi, dar nu se văd. Totul pentru zbor, totul pentru a rezema ceea ce este de ceea ce va fi. Iată, ridic o mână care în loc de degete are cinci mâini, care în loc de degete au cinci mâini, care în loc de degete au cinci mâini, totul pentru a îmbrățișa amănunțit, totul pentru a pipăi nenăscutele priveliști și a le zgâria până la sânge cu prezență.